Domnule Budescu, o acțiune foarte utilă. Cum a fost astăzi? Dar ce să zic, la activitatea asta ne-am gândit toată săptămâna. Cred că am făcut foarte bine fotbalul din județul Dolj. Ne-am întâlnit o echipă de Liga 3, două academii puternice din județul Dolj. Am văzut o mulțime de copii talentați. Ne dorim cât mai mulți dintre juniorii noștri și cei de la Academia de Fotbal Giga Popescu să ajungă să joace în fotbal de la cel mai înalt nivel, iar pentru prietenul meu Florin Șoavă, antrenor la Liga 3 la echipa din filia, și doresc un loc cât mai bun în clasament. Ați urmărit și rezultatele în aceste amicale? Știi ce se întâmplă? Cei care spun că rezultatele nu sunt importante, chiar dacă sunt meciuri amicale, eu nu cred că spun adevărul, dar altfel nu se poate vedea munca depusă la un antrenament dacă nu apare și un rezultat pozitiv. Ce urmează? Ce urmează? Urmează încă undeva în jur de 6 săptămâni de pregătire până la începerea campionatului de republicani. Îmi doresc să urcăm cât mai sus în clasament, îmi doresc cât mai mulți jucători de la Republicania să urce, să joace la echipa a doua și, de ce nu, așa cum s-a întâmplat cu Radu Bârzan, care are undeva în jur de 1200 de minute jucate la Republicania, vedeți foarte bine că este la echipa mare. Să ne așteptăm să mai aduceți jucători în perioada următoare, ținând cont că și acum au apărut destul de multe nume noi? Ce să zic, probabil că și de la echipa a doua vor fi jucători care o să vină să joace la nivel de republicani. Noi avem o colaborare foarte bună, Republicanii B, Republicanii A și echipa a doua, și să fiți sigur că se va face la fiecare categorie în poartă un lot foarte bun. Și eu mulțumesc.